am fost voluntar în departamentul de predare kituri pentru participanți. MSG Maraton Apuseni e un eveniment în care se vede că oamenii pun suflet în el și asta se vede de la voluntari, de la cei care participă, de la toată lumea implicată în el. E fain să faci parte din evenimentul ăsta, e fain să cunoști oameni. Dacă nu știi foarte mult despre munte, e un loc în care să începi să înveți și să înveți să iubești muntele începând de aici. Salut, sunt Soveresan Andrei și astăzi am participat la cursa de maraton. Pe traseul de maraton mi-a plăcut cel mai mult peisajul pe care l-am văzut, concurenții și voluntarii. Să nu puneți toate forțele la plăcaie din prima urcare. Uitați-vă la stânga voastră, cine e acolo stânga? În dreapta, aveți colegi frumoși? Hai, ne uităm în stânga, dreapta, hai! Excelent!
Hajnal și am participat la proba de 73 de kilometri de astăzi, la ultramaraton. La kilometru 17 era o bisericuță și puțin mai încolo, la kilometru 22, erau niște stânci și o peșteră. Cred că astea mi-au rămas în minte cel mai bine. Nu știu cum se numesc, e prima dată când particip și când vin în zona asta. Că nimic nu trebuie în viața asta, dar ar trebui să participe pentru peisaj și pentru a vedea foarte mult verde. De maraton. Este o cursă foarte bună atât pentru începători, cât și pentru profesioniști care vor să testeze limitele. Sunt bine atât drumul forestiere foarte alergabile, cât și cu traseu foarte tehnic. Ceea ce este un actual curs și chiar o recomand. Este o cursă deosebit de frumoasă, peisajele sunt superbe,
Este lungă, este provocatoare și ar putea fi un adevărat obiectiv pentru mulți. Flacoanele de plastic te pot ajuta. Viorica Mălai și am participat la proba de ultramaraton. Are un farmec aparte această zonă. Mi se pare un loc fabulos. Îmi place organizarea. Le-aș recomanda să se oprească dacă au timp și în punctele de hidratare să suglească, că sunt foarte bine organizate. Le-aș propune să vină pentru loc.